Unii dintre comercianții care își desfășoară activitatea în preajma unităților de învățământ se pare că nu pun mare preț pe sănătatea elevilor. Dovadă stau amenziile pe care poliția locală, mai precis Serviciul Control Activități Comerciale și Evidența Persoanelor, le-a aplicat celor 46 de agenți economici pe rafturile cărora s-au găsit produse expirate chiar și din 2013 sau 2014. 2013 expirat? Uh-huh. 2013 și mai e una cu 2013 expirat. Tot o... Au trecut 2 ani de zile. Aia, mi se pare. 6-8-2015. Expirat în luna 8-a, în luna 8-a 2014. Comercianții au amuțit când au fost luați la întrebări de polițiști. De când aveți expirate produsele? Poftim? Produsele de cât sunt expirate? Din luna 10-a. A, zici, a noua, așa 8-a. Nu ați verificat produsele? Da, am verificat, domnule, dar probabil că s-a mai omis, s-a mai... Știți că sunteți lângă o școală? Știu, domnule. Și copiii, dacă cumpără așa ceva, expirate, sau cetățenii din zona dumneavoastră, dacă cumpără paste expirate? Aveți idee că la dumneavoastră în societate se comercializează produse expirate și vă aflați în zona școlilor și reprezentați un pericol? Nu știam, doar că s-au găsit. Ce anume s-au găsit? Ce produse? Pastă de tomate, ceai, pastă de tomate, ceai, dulceață, ceai, aveți, dulceață și atât. Aveți produse expirate din anul 2013, noi ne aflăm în anul 2015. Nu v-ați mai verificat marfa? Se ocupă cineva? Nu știu, s-o ocup fratele meu mai mult, da. Deci, ceea ce comerciați dumneavoastră reprezintă un pericol pentru populație. Mai ales că vă aflați în zona școlilor. Ați mai avut probleme de genul ăsta? Nu. Polițiștii locali au aplicat un număr de 26 de sancțiuni contravenționale în sumă de 5.100 de lei. Au descoperit produse expirate, au descoperit faptul că programul de funcționare nu era expus, de asemenea multe alte nereguli care, așa cum am spus, au și fost sancționate de polițiștii locali. La două dintre societățile verificate, polițiștii locali au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de câte 2.000 de lei.